Birocrația ridicată în România la rang de artă este cea mai mare problemă cu care se confruntă cetățenii în relația cu administrația. Pentru reducerea acesteia, din ce în ce mai multe administrații publice locale recurg pe fonduri proprii sau prin proiecte cu finanțare europeană la digitalizare. Așa se întâmplă și la Primăria Municipiului Orăștie, care, prin 3 proiecte cu finanțare europeană privind informatizarea și digitalizarea, a făcut mai ușoară comunicarea între instituțiile din subordine și implicit relația directă cu cetățeanul. Primăria Municipiului Orăștie încearcă prin accesarea de fonduri europene și a și reușit să câștige 3 proiecte de finanțare europeană pentru a informatiza cât mai mult din ceea ce înseamnă administrația publică locală, a interconecta toate instituțiile din subordine, a digitaliza tot sistemul și toate programele, toate hârtiile care intră în primăria municipiului Orăștie primesc un cod de bare, au fost achiziționate servere, calculatoare prin aceste proiecte de finanțare europeană. Municipiul Orăștie, cu o populație de peste 21.000 de oameni, este a 8-a localitate ca mărime din județul Hunedoara după numărul de locuitori.